Eu sunt Alina și sunt sora lui Mihai Petre. Sună exact ca și cum aș fi venit la grupul de sprijin pentru surori abuzate nervos. Da. Sper că n-am greșit loc. Nu. Zici că e Irina Margareta Nistor. Multă lume mă întreabă dacă e greu să fii sora lui Mihai Petre. Nu. No. E greu să fii orice în jurul lui Mihai Petre. No. Pentru că el vrea să fie mereu în centru atenției, chiar și atunci când nu este de față. Parcă ne uităm la o casetă video. Îmi spune mereu că sunt sora lui mai mică. Băi, și nebun! Dar asta numai ca să-mi reamintească că nu e nimeni mai mare decât el. Vă dați seama, a fost în juriu la România au talent. Și astăzi a ajuns lângă sosiile foștilor colegi. Spre exemplu, Bendeac e un Călinescu fără sâni. Iată și gluma serii, stimați telespectatori. Stai să văd așa. Delia pare a fi o Andra fără piele de găină. Da. Iar Chelu e acest Andy Moisescu fără pic de talent practic la muzică. Respect. Nu prea-i spun eu fratelui meu ce mă deranjează, pentru că îl iubesc. Plus că le adunam pe toate pentru o zi ca asta. Mihai e un Chuck Norris al timpurilor noastre. Mihai nu trăiește pentru dans. Dansul trăiește pentru Mihai Petre. Închideți ochii și o să vedeți filmele alea vechi. Chuck Norris direct, doamna Margareta. Țin minte că a avut succes la public încă din copilărie. Când eram mici, era atât de rău încât prietenii noștri, în momentul în care mama îl chema în casă, începeau să aplaude. Practic aplaudau toată strada. Și el cum pleca acasă? Și în același grup de copii, mereu auzeai câte unul urlând: mama, Mihai m-a bătut. Opa. Mama, Mihai mi-a ridicat fusta. Cel mai probabil copilăria lui Mihai Petre seamănă cu maturitatea lui Mihai Bendeac. Bravo! Bravo! Asta a fost foarte bună! Bă, excelent! Bună! Nu trebuie să recunoști. Foarte frumos. Dar să știți că ne jucam frumos. Foarte bun. A fost mereu un frate foarte bun. Închidea lumina, punea muzica din Twin Peaks, mă ținea atârnată cu capul în jos. Zicea că dacă nu stau cu minte, o să ne vedem probabil la știrile de la ora 5. Probabil a folosit ca amenințare Asia Express, altfel nu. Chiar nu mi-nțeleg cum a vrut ea să meargă cu tine acolo. Oricum, ce nu știți voi, este că dintotdeauna el și-a dorit să aibă o trupă rock. Țin minte că îmi punea un fular roșu la cap. Ții minte, Mihai? Da, bun. E adevărat. E bine, e bine. Lucrurile importante nu se uită niciodată repede. Îmi punea un fular roșu la cap și trebuia să bat cu două bețe într-un dex. Pentru că făceam parte din trupă. După care el se culca și îmi spunea să nu mă opresc, pentru că dimineață dau probe și nu crede că am să reușesc. Întotdeauna a avut foarte mare încredere în mine, în tot ce am făcut. Mihai, dragul meu, să știi că toboșar n-am ajuns până la urmă. Da, știu. Dar am crescut. Bețele încă le am și uneori să știi că simt nevoia să mai bat ceva. Când eram mici aveam o singură jucărie. Era o minge verde. Da. Îi spuneam mingicul verde. Da. Nu înțeleg de ce îi spuneam mingicul verde. Probabil aveam nevoie de ceva masculin în jocul nostru. Nu e nevoie să vă spun. El câștiga de fiecare dată, pentru că jucam după regula să câștige cel mai bun. Și atunci fiecare gol pe care îl dădeam eu se punea tot pentru el. Însă jocul lui preferat, pe care n-am cum să-l uit vreodată, bachata, și despre care nu se poate vorbi la televizor, îl voi ține secret. Nu-l voi dezvălui niciodată. Stai liniștit, Mihai. Măcar asta să pot face și eu ca soră. Acum mă gândesc ce, care naiba era. Dar eu am vreo două variante. Dar să știți că îi plăcea să ne batem cu chiloții. Cu ai lui. Da. Ce? Nu, no, erau mai mari și îi spăla mai rar. Tot acolo ajungem, vezi? Vezi că tot acolo ajungem? Da.
Nu, asta. Dacă și familia vorbește despre asta. Asta e o răutate în fals, cum ar spune. Domnișoară, vă rog, continuați, da. Este super. Sunt cu 9 ani și jumătate mai mică decât el, deci e clar că își luase un partener pe măsura lui. Și la nimeni sunt joc, joacă și alte activități fizice. Să știți că el face foarte mult sport și astăzi. Și e veșnic la dietă. Imediat după ce termină exercițiile fizice, se premiază pe ascuns cu dulciuri. Asta e adevărat. Dar pentru că e un bărbat adevărat, le mănâncă numai după ce pleacă de acasă, pentru că nu vrea să-l vadă Elvira. Sau poate nu vrea să le șeruiască cu copiii, nu știu. Oricum, ideea e că adoră biscuiții cu glazură de vanilie. Da. Pentru că sunt exact ca el. Tar la interior, dar cu un strat dulce la exterior. Wow, wow, mi-am dat. La biscuit stratul e de vanilie, la el e clar că e de vanitate. Oricum, după ce mănâncă, se plânge mereu că e gras. Dar noi, familia, nu-l contrazicem pentru că-l iubim. Acum, ce se face? Mă gândeam că e foarte bine că nu ne mai batem cu chiloții și azi, pentru că armele lui cresc, practic, pe zi ce trece. Și tot ca un bărbat adevărat, să știți că Mihai n-are niciodată cu ce să se îmbrace. Cu toate că are dulapul plin de haine și de pantofi. Știu totul despre el, deși e ciudat, n-am știut niciodată care sunt zilele lui de menstruație. And who's the girl now, my friend? Emotional damage! Adevărul este însă că e mereu obosit, pentru că săracul își petrece toată viața pe drumuri. Între vacanțele de la ski, vacanțele de la mare. Dacă o să vă uitați pe Instagramul lui, o să vedeți. A, dar stați că voi nu vă uitați pe Instagramul lui, am uitat. Uite, mă, vezi că mai sunt și alții. Da, mă, dar ăla dansează în drum spre vacanță. Păi și eu ce fac? Nu știu. Mă gândesc că dacă și-ar petrece la fel de mult timp la filmări, ar însemna că și-a mai găsit ceva de lucru. Mihai, uite-te la tine. Și lângă tine. E loc, să știi. Aici nu. Asta a fost, da. Asta n-a fost pentru mine, am înțeles, da. Vă dați seama că glumesc. Te rog să nu te enervezi, Mihai. Nu vreau să ți se facă rău. E vreun doctor pe aici prin platou? E unul pentru Mihai. Vă rog să aveți grijă de el, da. Dacă se simte un pic rău, fuge să-și facă toate analizele. Nu, no, dar nu e ipohondru. Nu, 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 nu. De fapt, asta e chiar singura boală pe care crede că nu are. Dar una peste alta, să știți că e un frate pe care te poți baza. E un frate care nu te lasă niciodată la greu. E un frate atât de bun încât nici nu simți că e coleric, impulsiv, dominator, fixist. N-ai cum să simți chestia asta. Oh my God, dar toate calitățile le evidențiază. Oricum, să știi că te ador. Da, știu, dar... Te ador pentru că ești un om de onoare, pentru că știi să te comporți întotdeauna ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că ești, iată, printre cei mai buni în ceea ce faci, ești un frate, un tată și un soț excepțional și mai știu și că nu ești un om supărăcios. Vreau să zic că aștept cu nerăbdare să treacă 2 ani de la acest roast ca să vorbești din nou cu mine. Vă mulțumesc! Bravo! Cătăline, vreau familia! Vedeți? Dominatorul! Vreau familia, da, da, da! Fac o paralelă, mama ta te urăște mai mult. Sper că nu te-ai supărat foarte tare. Nu, nu, nu. La pop! Mulțumesc! Mulțumim! Ai văzut, Mihai Bendeac? Avem ceva în comun. Era adevărată treaba cu ipohondria. Da, asta da, asta este. Asta da. Eu nu știam de partea asta a emisiunii cu roasturile, știi? Nu e frumos? Ba da, e frumos să te simți penibil, jenat un pic și cu frica, așa că cine știe ce porumbel scapă. E mișto. E, da, simți că trăiești. Exact ce aveam nevoie. Alina Petre a fost în această seară singurul invitat capcană la momentul de roast pentru Mihai Petre. Mi se pare că a fost
la fel de naturală și cumva pe același piedestal și la aceeași înălțime cu mama lui Bendeac în cazul Bendeac. Mama aia cu chiloții mi s-a părut... a venit de nicăieri. Wow! Doamne, bine că nu mi-a jucat cu chiloții, că povestea asta pe la televizor, îți dai seama. Aoleu, dar ai fost finuță, adică se putea și mai rău. Asta ne-a lăsat. Mersi, am chestii mult mai rău. Da, gata, dar nu mai dă. Gata, eu zic că e de ajuns. Deci nu ți-a făcut așa Asia Express ce ți-a făcut roastul ăsta. Exact, da, 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 stai să... Of, Doamne, da, bine, mișto. Please, sir, da. please, shut up, please. No money, no money. Vă las. No money, nu, știu. Gata, deci... Gata, ce ai zis, promit?